Skoda a făcut o mașină electrică. O mașină electrică pe platforma MEB a celor de la Volkswagen. Are grilă, dar ea este electrică. Este SUV de peste 2 tone. Hai să vedem cum se compară Enyaq-ul versus celelalte modele din această clasă. Skoda Enyaq pleacă în România de la 30.000 de euro cu TVA inclus prin programul Ravla. Versiunea pe care noi o avem aici, adică cea cu baterie mare, tracțiune spate și echipată foarte, foarte bine, este 60.000 de euro fără Ravla. Deci undeva la 50.000 de euro cu Ravla. Și nu uitați că dacă vă achiziționați o mașină nouă prin intermediul AutoVantage, primiți și un card de carburant Fill & Go de la Rompetrol în valoare de 150 de lei. Însă, aceasta este o mașină electrică, iar anumite stații Rompetrol au și stații de încărcare pentru mașini electrice, timp în care tu te poți duce la Hey și să-ți iei un sandwich fresh sau o cafea fierbinte. Și astfel te poți relaxa în timp ce mașina ta se încarcă. Deci ce este Enyaq? Este un SUV electric de clasă medie, frate cu Volkswagen ID4 sau Audi Q4 e-tron. Rivalizează cu Tesla Model X, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Ford Mustang Mach-E și toate SUV-urile de clasă medie electrice care se produc în momentul de față și care se vor mai produce, pentru că aici sunt banii, aici este puterea de cumpărare. În SUV-uri medii, undeva în jurul 40.000-60.000 de euro. Aici sunt banii și din acest motiv producătorii construiesc mașini de aceste dimensiuni. Platforma este aceeași cu a fraților săi, MEB, adică o platformă modulară a grupului Volkswagen, prin care ei au vrut să reducă numărul de microprocesoare și să simplifice modul prin care mașinile sunt construite. Este o platformă pe care o va folosi și Ford începând cu anul 2023 pe anumite modele ale sale. Ca majoritatea modelelor Skoda, și aceasta este produsă în Cehia la Mladá Boleslav. Și dacă tot am vorbit despre platformă și alte lucruri, să menționăm și coeficientul aerodinamic, foarte important la o mașină electrică, 0,27. Pentru un SUV sau crossover, cum vreți să-i spuneți, e foarte bun. La prima vedere, nu-ți dai seama că este o mașină electrică, deoarece Skoda a păstrat grila. Ea nu este o grilă, de fapt, este o bucată de plastic negru care imită o grilă. Au declarat că au păstrat grila ca să nu sperie utilizatorii de mașini normale atunci când cumpără o electrică, să arate totuși a mașinuță. Enyaq-ul are farul full LED în standard, însă există mai multe pachete opționale prin care poți să spui farul matrix LED cu sau fără spălător. Splitterul, destul de mare și destul de generos, mare atenție la borduri atunci când parcați mașina. Ea are un gardul aici în față de 25 cm, dar tot există borduri care i-ar putea face probleme. Hai să începem cu jantele. Acestea sunt cele de top de 21 de inci, dar cele de bază sunt de 19. Dacă vreți o autonomie mai bună și un confort sporit, atunci alegeți jantele cât mai mici. Și mașina este echipată cu anvelope Bridgestone Turanza Eco, o să vă explic mai târziu de ce este acest lucru important. Farurile, deși sunt matrix LED, se numesc Skoda Crystal Lighting. Și asemenea grilei frontale, care nu este o grilă, avem și aici o grilă care tot așa nu este o grilă, nu face nimic, este doar un ornament de plastic. Oglinzile au fost montate pe ușă pentru a permite o vizibilitate mai bună. A fost montat așa pentru că oglinzile sunt foarte mari. E o mașină mare, are nevoie de oglinzi mari pentru vizibilitate bună. Semnalizările sunt încastrate în oglinzi și un detaliu interesant, fiecare Skoda are aici un suport de carte de vizită sau de număr de telefon. Mai au și alte mărci precum Volvo, dar acesta este un detaliu din acela Simply Clever de la Skoda. Hai să continuăm. Opțional poți alege geamuri acustice față și care au și o protecție UV împotriva razelor solare de dimineață, adică de la răsărit și de la apus. Deschidem ușa, observăm că protecția
ușii nu acoperă integralitatea pragului, ceea ce înseamnă că este posibil să te murdărești dacă este mașina murdară. Și încă un detaliu simpli clever la Skoda, ai o umbrelă în ușa față. Și dacă nu ești atent, poți să o scoți fără fără asta, fără plăsuța ei. Bun. O punem, le punem la loc. De fapt, le lăsăm aici. Cam așa se aude o mașină făcută de nemți în Cehia. Și ajungem în spate, unde avem o situație similară. Deschiderea este suficient de mare. Aici ai undeva la 85 de centimetri de spațiu ca să intri în mașină. Pentru cei care transportă o, fie pasageri de mari dimensiuni, fie obiecte voluminoase, cum ar fi un scaun de copii. Hai să ne întoarcem. Pe spate avem frâne cu tamburi. Asta pentru că platforma aceasta MD, fiind o platformă electrică, regenerează foarte mult curent. Regenerând curent, nu ai nevoie de discuri de frână spate. Raționamentul inginerilor a fost că decât să ruginească discurile de frână de la nefolosință, mai bine pun tamburi. Și pe spate, la Skoda Enyaq, pentru că mașina are motor spate și tracțiune spate, avem anvelope ceva mai late pe spate, adică 2.35 pe față și 2.55 pe spate. Și mai avem acest al treilea geam care mai micșorează un pic din montantul de, și ajută și la vizibilitate. Skoda a început acum să nu mai pună siglă pe spate, ci doar inscripția Skoda cu literele foarte depărtate. Enyaq și IV, adică denumirea tuturor modelelor electrice de la Skoda. IV cum e ID la Volkswagen sau cum este e-tron la Audi. Și 80 se referă la capacitatea bateriei, dar la asta vom reveni imediat. În rest, mașina este ușor de recunoscut ca fiind o Skoda, mai avem și un eleron aici destul de mare, tot cu rol aerodinamic și cu stopurile, al treilea stop de frână încastrat în el. Și trebuie menționată culoarea, care este, după părerea mea, opțiunea cea mai frumoasă în gama Skoda și, deși are o tentă verzuie, se numește Arctic Silver. Nu avem difuzor fals, nu avem nici guri de evacuare false, pentru că este o mașină electrică și nu avea rost să facă acest lucru. Pe Skoda Enyaq poți avea și un portbagaj acționabil electric. Și dacă îl deschidem, observăm că avem un volum mai mare decât al fraților ID4 și Q4 e-tron, adică 585 de litri în standard. Avem și un paravan glisabil care poate fi depozitat aici sub podeaua falsă. Avem cârlige pentru obiecte cum ar fi plase, alte cârlige, alte punctere de prindere, avem o priză de 12V, avem aceste despărțitoare care se montează în lateralul, în lateralele de fapt a podelei false și care îți țin obiectele să nu se miște dacă le lipești cu scai de podeaua aceasta falsă. Sub podea avem cablurile de încărcare și alte spații de depozitare pentru diverse obiecte mici și observăm că avem o margine de încărcare plană, ceea ce înseamnă că este ușor să pui obiecte voluminoase în interiorul portbagajului. Dacă vrei să rabatezi bancheta, ai aceste două camere și observăm că nu avem o podea plană, dar avem un volum creștere până la 1700 și ceva, aproape 1800 de litri. Și dacă vrei să, sau dacă ai bifat cârligul de remorcare electric, trebuie să ții apăsat pe acest buton ca acesta să iasă de sub mașină. Ei bine, după ce îl scoți, dacă vrei să-l pui la loc, nu se mai pune la loc electric, se pune la loc manual. Acesta este un detaliu de cost-cutting la care Skoda a apelat. Și mai este un detaliu simplu clever în portbagaj. Neavând bușon de rezervor, nu au vrut să pună racleta cu lupă și cu, cum îi zice, metru sau ruletă, riglă, așa mai departe, nu au vrut să pună în bușonul pentru spate, în bușonul pentru portul de încărcare. Așa că l-au pus aici în haion. Vorbim acum despre motor, dar am deschis capota să vă arăt că aici nu se află motorul, se află alte subansamble necesare sistemului electric. Dacă alegi versiunea 80X sau următoarea versiune Skoda Enyaq RS, atunci vei avea un motor electric în plus aici. Am deschis capota ca să arătăm că nu ai spațiu de depozitare așa cum ai la alte modele din această clasă, EV6 sau Ioniq 5 sau Mach-E sau Tesla Model X. Volkswagen nu a vrut să pună un spațiu de depozitare aici. Avem o capotă
fără amortizor și nu avem antifonari. Și există 3 versiuni de motorizare, cel puțin la noi în țară, pentru că pe alte piețe mai există una în plus. 180 de cai putere tracțiune spate, 204 cai putere tracțiune spate pe care o avem aici și 80X care are 265 de cai putere, dar are aceeași baterie precum această versiune. 80X-ul vine de la tracțiune integrală, două motoare. Și acum hai să vorbim despre baterie sau baterii, pentru că momentan avem două versiuni de baterie. Pe alte piețe mai există și a treia versiune de baterie, una mai mică. Avem 58 de kWh capacitate utilizabilă sau 77 de kWh capacitate utilizabilă pe această versiune 80 sau 80X. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că îți oferă o autonomie de 537 km VLTP. Mare atenție la modul cum conduci dacă vrei să scoți o autonomie așa de mare. Realistic vorbind, ne învârtim undeva în jurul valorii de 420 de km. Ca să fiți siguri că nu veți rămâne fără baterie, cam asta este cifra realistă. Bun, încărcare. Se încarcă prin Type 2 la 11 kW, deci nu duce 22 cât duc majoritatea stațiilor și se încarcă în 8 ore și 15 minute de la 0 la 100, cam cu 51 de km autonomie pe oră. Dacă vrei să o încarci la capacitate maximă, adică CCS la 125 de kW, ei bine, atunci ea se încarcă în 34 de minute de la 10 la 80% cu o viteză medie de încărcare de 100 de kW, pentru că pe măsură ce încarci bateria, viteza de încărcare scade, dar viteza medie tot este 100 de kW, ceea ce înseamnă că oricum se încarcă de la 0 la 100 în mai puțin de o oră dacă prinzi o astfel de stație de încărcare. Și evident, se poate încărca și la priza de acasă, dar o să dureze undeva aproape de 2 zile dacă vrei să o încarci. Și mai e un detaliu interesant, având moduri de regenerare, stopurile se aprind doar când ești în modul braking sau în al treilea mod de regenerare dacă mergi cu padelele opționale pe level 3. Asemenea, fraților, să-i construiți pe platforma MEB, Volkswagen a păstrat arhitectura MacPherson pe față și multilink pe spate. Evident, având planetare și având tracțiunea acolo pe spate la pachet și cu motorul, nu puteau să-i pună o bară de torsiune, așa că au ales, evident, suspensia spate independentă multilink. Neavând planetare pe față, asta înseamnă că ai un diametru de bracaj excepțional pentru o mașină cu un ampatament de 2,8 metri aproape, adică 9,3 metri. Și dacă vrei totuși să ai confort și mai bun, atunci poți alege și șasiul adaptiv Dynamic Chassis Control cu amortizoare adaptive controlate electronic. Trebuie doar să te mulțumești cu faptul că nu vei folosi niciodată sau foarte rar frânele spate și că ai tamburi. Aceasta este cheia de Skoda Enyaq. Cheie de Skoda, dar dacă aici scria Volkswagen, era o cheie de Volkswagen, pentru că grupul VAG împarte cheile cu alte mărci. Hai să începem cu materialele. Skoda are materiale diverse pentru Enyaq. De exemplu, avem aici material moale, aici avem Piano Black și piele ecologică tratată cu extract de frunză de măslin și nu vom da. Pe Piano Black nu vom da cu ciocănelul, dar aici în jos începe să apară plasticul ceva mai tare. Dar per total, materialele și finisările sunt bune. Aici, în mânerul ușii, există un contrast între materialul moale, Piano Black, pielea și acest plastic tare. Dar per total, materialele sunt bune la Skoda Enyaq, cel puțin în față. Și tu poți alege mai multe stiluri de interior. Adică poți alege tapiserie din piele, poți alege tapiserie textilă și toate aceste tipuri de interior au fost configurate ca să imite anumite tipuri de locuințe, ca să-ți oferă o atmosferă cât mai primitoare la interior. Acesta este un interior cu full piele, mă rog, piele ecologică. Volanul este unul tipic de Skoda, însă are comenzi fizice, nu haptice, cum găsim la frații Volkswagen. Comenzile sunt ușor de utilizat. Avem volanul în 3 spițe, poți avea și volan în 2 spițe și avem și padelele opționale pentru regenerare. Diametrul este de 37 mm și avem piele perforată pe volan. Se simte destul de bine. Puteau să aibă decupaje ceva mai bune aici la volan, dar este ok. Scaunele sunt confortabile, au multiple reglaje electrice, suport lombar și dacă vrei poți alege chiar și masaj. Evident, cam
tot ce vrei în plus la această mașină costă. Un lucru important de spus este că dacă vrei să pornești mașina, nu trebuie să apeși pe butonul de start de aici, pur și simplu trebuie să apeși pe pedala de frână și mașina se pornește automat. Ca orice Skoda avem spații de depozitare cât cuprinde. Adică avem buzunare capitonate cu un capitonaj foarte moale. Aici în stânga avem un buzunărel în care încape de exemplu cheia. Buzunărel care se deschide de la buton. În loc să tragi de el, pur și simplu apeși pe buton. Urmează aici două suporturi pentru telefoane cu încărcare wireless, două suporturi de pahare cu despărțitor pe care îl poți scoate, încă un spațiu de depozitare aici pentru alte obiecte, o cotieră destul de încăpătoare cu un buzunărel propriu și este destul de adâncă, iar sub această consolă centrală mai avem încă un spațiu de depozitare pentru că nu avem tunel median, nu avem nimic important aici și mai poți depozita o geantă. Chiar dacă ești doamnă sau domnișoară, poți ascunde geanta aici să nu ți-o vadă hoții în mașină. Mai avem torpedoul capitonat, iluminat și amortizat și din păcate nu avem suport pentru ochelarii de soare. Dar per total ai aici o grămadă de spații de depozitare, exact cum mi se pretează unei Skoda, că de aia îți cumperi o Skoda pentru spațiile de depozitare. Dacă ai condus un produs vag modern, Skoda Enyaq nu va avea multe secrete. Butoane pentru geamuri și oglinzi, butoane pentru lumini, nu mai avem rotiță, ștergătoare și semnalizări, tempomatul adaptiv sau tempomatul simplu, depinde de care ai aici în spatele volanului, comenzi pentru tabloul de bord și pentru media volan încălzit și așa mai departe, inclusiv sisteme de asistență, dacă vrei reglarea distanței pentru tempomatul adaptiv, scurtături, nu ai totul din tabletă, ai și scurtături, setup, moduri de rulare, sisteme de asistență, de fapt pentru parcare, climatizare și așa mai departe. Acesta este selectorul transmisiei. Ai trecut-o în drive, așa se aude. Ai trecut-o în neutru, mașina este în neutru. Dacă vrei să o parchezi, să o treci în parc, tot ce trebuie să faci este să tragi frâna de parcare. Și mașina s-a încuiat. Și dacă vrei să o treci în marș arier, ai acest sunet, inclusiv camerele 360, dacă alegi această opțiune. O treci în neutru sau ești în marș arier, o pui direct în parc și mașina s-a parcat singură. Dacă vrei să mărești volumul, ai aici un slider sau apeși simplu pe buton. Deci, simplu și dacă vrei să oprești muzica, ai butonul de off acolo. Acesta este un detaliu luat de la modelele Volkswagen. Nu ai foarte multe butoane. Mai aici lumini interioare cu senzor de proximitate, nu trebuie să apeși pe ele, parasolare cu lumini și trapa, acționabil trapa electrică, nu este plafon panoramic, tot cu slide. Slide și ți-a apăsat. Hai să o și închidem. Și dacă ți se pare că e prea multă lumină, mai ai și acest parasolar. Ecranul tabloului de bord are mai puțin de 6 inci și nu poți să faci nimic cu el decât atât. Fie sisteme de asistență, fie vitezometru, autonomie, etc. Gata, atât. În rest mai ai temperatură, mai dată și alte mici informații. Mai ai informații pe head-up display. Aici avem head-up display-ul care are propriul său parasolar, dacă îl poți numi așa, sau un perete ca să nu vezi că ai o gaură acolo pentru head-up display. Dar ai un head-up display adevărat care îți afișează informațiile în parbriz, un head-up display cum trebuie. Toate informațiile însă le ai aici, pe un tablou
de 13,2 inci, de o calitate foarte bună, cu o grafică foarte bună. Toate Skodele Enyaq vin cu 13,2 inci, mai trebuie să mai plătești în plus pentru navigație, dacă vrei, și pentru conectivitate online. E un pachet care costă undeva la 1000 de euro, cam așa. Hai să vedem. Acesta este meniul principal. Avem widget-uri pe care ți le poți selecta singur și aici în widget-uri mai ai alte informații tot așa în widget-uri. Dacă vrei să revii înapoi, trebuie să dai de sus, nu de jos, că dacă dai de jos nu merge, decât dacă dai de aici, de la aceste pătrățele. Avem meniurile cu telefon, manuale, Smart Link, adică Apple CarPlay și Android Auto, navigație, autovehicul, adică starea de încărcare, locuri de încărcare, setările mașinii, starea, dacă ai vreo notificare, și consumul de la pornire, de la încărcare și pe termen lung. Revenim la meniu, climatizare în staționare, dacă mașina are pompă de căldură, sistemele de asistență pe care le poți selecta foarte frumos de aici. Revenim la meniu, sunet, iluminare ambientală și poți să selectezi tu culorile, culoarea 1 și culoarea 2. Acum e prea frumos afară ca să se vadă. Setările de sunet, setup, caz de ai nevoie de limbă, dată, oră, mod privat sau mod online. Și cam acestea ar fi submeniurile. Mai ai aici scurtături pentru diverse funcții, recirculare, încălzire, geamuri, volan încălzit, așa mai departe, sau notificări, și ai comenzile pentru climatizare. Dar ai și o scurtătură aici pe care scrie clima și intri în meniul climatizării full. De aici oprești climatizarea dacă vrei să faci acest lucru și de aici setezi toate funcțiile mașinii, inclusiv scaune încălzite, volan încălzit, parbriz, recirculare și așa mai departe. Dacă te duci la Air Care, atunci ai și funcția aceea de ionizare a aerului. Și dacă mai intrăm o dată în clima, vedem și avem Smart AC. Și tu îi spui unde vrei. Mi-e frig la picioare, mi-e frig la mâini, vreau aer proaspăt, vreau încălzire rapidă, vreau vizibilitate nelimitată. Îi spui ce vrei și mașina se va adapta. Și încheiem cu Apple CarPlay și Android Auto. Mașina are Apple CarPlay și Android Auto wireless prin USB-C. Are două prize USB-C în față, două în spate, dar acelea sunt opționale. Mie îmi place să am Apple CarPlay și Android Auto cu fir, ca să nu se supraîncingă telefonul prea mult. După ce l-ai conectat, intri în Apple CarPlay, bam, și ai cel mai mare ecran de Apple CarPlay pe care l-am văzut vreodată, mai mare decât la Ford Mustang Mach-E. Răspunde bine, grafica e bună, și îmi place că e full screen, nu ca la alți producători unde nu este full screen. Dacă vrei să ieși din Apple CarPlay, te duci în Home, ai aici scurtătura pentru Apple CarPlay. Și încheiem cu sistemul audio, care se aude mai mult decât decent, sistemul audio standard al mașinii. Mai trebuie spus că mașina are și un asistent digital pe care o cheamă Laura. Hey Laura, de exemplu, doar că la noi nu l-am făcut să meargă. Practic, poți să vorbești cu ea ca și când ai vorbi cu Siri, să-i spui destinații, să-i spui că ți-e frig, să-i spui că vrei să oprești scaunele încălzite, să-i spui practic ce vrei tu. O cheamă Laura și dacă te întreabă în soția cine e Laura, măcar acum ai o scuză. În spate, ce am observat din prima, spre deosebire de alte mașini electrice care au bateriile în podea, nu stai cu genunchii la gât, adică ai suficient spațiu pentru picioare în adâncime. Spațiul la cap este mai mult decât decent. Aici îl avem pe Dan, care cu ai săi 1,83 m și a făcut poziția și am destul spațiu pentru picioare. Și bancheta este una dintre cele mai profilate pe care le-am văzut vreodată. Adică sunt anumite scaune față de la alte mașini care nu oferă asemenea susținere laterală. Și bancheta este destul de confortabilă. Dacă vrei să stai în mijloc, atunci cumva buretele este mai moale, dar te încurcă puțin cotiera, care nu este la fel de tare cum este la alte modele. Avem suporturi de pahare, avem și ski hatch, practic avem de toate la Skoda Enyaq. Poți alege climatizare în spate, opțiune pe care această mașină o are, poți alege scaune încălzite în spate, mă rog, banchetă încălzită, două prize USB-C și acestea sunt opționale, și tot opțional este și priza de 230, care mie mi se pare mai mult decât utilă la o mașină electrică, de fapt la orice mașină, nu doar la o mașină electrică. Avem buzunare în spatele scaunelor, în care poți să spui, de exemplu, un telefon sau, cum avem noi în cazul acesta, o lavalieră. Avem
materiale ceva mai slabe decât în față, dar nu cu mult, tot așa, piele ecologică, piano black, dar aici este material tare, tare. Buzunarele în spate nu sunt capitonate, dar ai opțional perdeluțe, mânere la toate cele patru ușile, cârlige două pe fiecare parte pentru obiecte, centuri de siguranță reglabile pe înălțime și prinderi ISOFIX, 3 la număr, 2 în spate, una în față, cu căpăcele pe care nu le poți pierde. ENIAC este una dintre cele mai spațioase mașini pe care le poți alege în spate. Mă refer din gama aceasta de SUV-uri de clasă medie electrice. Și încheiem spatele cu lumini, cu senzori de proximitate. Nu trebuie să le apeși. Trebuie să mai menționez un lucru. Pompa de căldură funcționează pe principiul unui aer condiționat invers, are eficiență termică 300%, costă 900 de euro, trebuie să-l cumpărați. Aveți opțiune de insonorizare suplimentară în habitaclu și dacă vreți un interior care nu este din piele, aveți opțiunea unui interior din material textil compus din 60% sticle reciclate. O mașină eco, exact cum ar trebui ea să fie. Îmi place că la orice Skoda ați poți lăsa tichetul de parcare sau cartea de vizită în geam. Și acum hai să mergem la drum. Și dacă mergem la moduri de rulare, avem Eco Normal, Sport, Confort și Individual. Și mașina este echipată cu amortizoarele adaptive. Pe modul normal și pe drive, așa cum mașina va fi condusă cel mai probabil, se mișcă destul de bine. Neapărat un lucru ce trebuie menționat, ecranul are senzori de proximitate. Acest lucru am uitat să-l spun. Și dacă mergem la clima, vreau să opresc climatizarea pentru că acum am 199 de km range. Dacă dau climatizarea off, mi-a crescut autonomia cu încă 100 de km. Și dacă mergem la modurile de rulare și selectăm Eco, e bine, atunci au rămas 299 de km. Scurtătură de Apple CarPlay, simplu ca bună ziua. Ce trebuie menționat? Dacă ești în modul drive, ai regenerare auto sau 3 trepte de regenerare din padelele opționale. Nu le poți activa decât dacă nu ești cu piciorul pe accelerație. Treapta 1, treapta 2, treapta 3 și doar pe treapta a treia, doar pe treapta a treia și pe braking, pe B, atunci stopurile ți se vor aprinde. Vizibilitatea e bună, poziția la volan mi-am găsit-o foarte bine pentru că ai multiple reglaje. Scaunele sunt confortabile, au susținere laterală, le-au ieșit scaunele. Oglinda mi se pare un pic mică, dar oglinzile laterale sunt de dimensiuni corecte. Deci acum trecem în B și mașina frânează singură. Și ai și auto-hold. Dacă oprești mașina de tot, mașina are auto-hold, dar nu are one-pedal driving. Oglinzile sunt mari și în spate vizibilitatea de 3 sferturi pentru o astfel de mașină din clasa asta e destul de bună. Deci, pe parte de confort, mașina stă destul de bine. Și uite, mergând economic, am reușit să cresc autonomia la 300 de kilometri. În oraș, în opinia mea, cea mai bună opțiunea ar fi modul Eco, pentru că nu ai nevoie neapărat de putere și dacă îi dai kickdown, mașina se va duce, adică îți va da acces la toate resursele sale de putere și vei avea regenerare și astfel crești autonomia. Dacă, nu știu, îți e frig, poți foarte simplu să activezi scaunele încălzite de aici și volanul încălzit de aici, care are 3 trepte de încălzire, ceea ce nu se întâmplă la multe mașini. În această versiune cu amortizoare adaptive controlate electronic și cu jantele de 21 de inci, mașina este destul de confortabilă, însă dacă vrei confortul suprem, trebuie să alegi jantele pe 19 inci și amortizoarele adaptive. Și dacă vrei să nu mai auzi toate claxoanele din București, cel mai simplu și cel mai bine este să ții opțiunea de insonorizare suplimentară în habitaclu. La pachet cu geamurile acustice și cu protecție împotriva razelor ultraviolet și uite așa ai o mașină foarte silențioasă. La viteze mari, mașina te izolează foarte bine, în sensul că
nu prea simți zgomot de rulare și nici zgomot de vânt. Abia după 130-140 de km pe oră în sus, dar n-ai unde să mergi așa în România. Dacă mai asculți și puțină muzică, atunci chiar că situația devine și mai plăcută. Mie mi se pare, poate mi se pare, poate nu, că mașina este mai silențioasă decât ar fi Volkswagen ID4 cu care am mers, cred că se face un an de când am mers cu ID4. Skoda a ales ca avertizarea pentru un mort să fie amplasată în oglindă, în carcasa oglinzii, nu în oglinda fizică, o soluție similară cu ceea ce face sau ce făcea Volvo. Practic, vezi mult mai simplu avertizarea decât dacă ar fi în oglindă. Și am mers cu suficiente mașini încât să-mi dau seama care ar fi beneficiile. Chiar și pe modul eco, nu ai nicio problemă în a accelera. Practic, îți poți pierde permisul accelerând liniștit, pentru că nu-ți dai seama de viteza cu care mergi. Dacă vrei să dezactivezi Lane Keep Assist, o poți face de aici și să setezi distanța față de mașina din față atunci când ai tempomatul adaptiv activat. Și mai e un lucru interesant. Poți pe modul braking, de asta îl recomand în oraș, dacă modulezi pedala de accelerație, să faci coasting. Adică să regenerezi cât vrei tu. Am ales cea mai însorită zi de noiembrie să filmăm. Dacă ai tempomatul adaptiv activat, atunci ai și regenerare adaptivă. Adică mașina încetinește, mașina din față încetinește și mașina ta. Există și alte mașini care au regenerare adaptivă fără tempomat adaptiv. Adică mașina recunoaște că mașina din față va frâna sau va decelera, decelerează automat și regenerează curent. Sunt tehnologii pe care trebuie să le înveți atunci când mergi cu o mașină electrică dacă vrei să maximizezi autonomia. Și din punctul meu de vedere, cu cât maximizezi mai mult autonomia, cu atât vei petrece mai puțin timp la încărcat. Dacă ai casă și ai garaj și ai unde să o încarci, atunci nu e o problemă, pentru că naveta zilnică este acoperită fără probleme de timpul cât stă mașina la încărcat peste noapte. La drumuri lungi, atunci situația este alta. O statistică interesantă este că dacă tu mergi cu viteza maximă a mașinii, adică 160 de km pe oră, și apropo, accelerația până la 100 este gata în 8,5-8,6 secunde, dacă mergi cu viteza maximă, autonomia va fi 160 de km, 180 de km pe acolo. Dacă vrei să mergi la o viteză ridicată și să ai o și autonomie bună, îți recomand 120 de km pe oră pe autostradă, 100 în afară și te poți apropia de 400 de km în regim de exterior. Servodirecția este asistată electric și pentru o mașină atât de grea cu tracțiune spate este destul de precisă, însă în jurul punctului mort s-a lăsat o oarecare marjă pentru a nu brusca mașina. Când ai o mașină cu tracțiune spate, ultimul lucru pe care vrei să-l faci este să o bruschezi. Mașina vine cu anvelope Bridgestone Turanza Eco cu rezistență redusă la înaintare, tocmai pentru a maximiza autonomia, dar țineți minte că toate modelele MEB cu tracțiune spate, adică ID3, ID4, Q4, e-tron, ENIAC și așa mai departe, au un comportament supravirator. Trebuie să țineți minte acest lucru. Acest lucru se datorează faptului că mașina este grea, 2 tone și un pic, 2090 de kg la gol în această versiune. Baterii foarte grele în podea și tracțiune pe puntea spate. La versiunile cu tracțiune integrală se mai schimbă puțin echilibrul șasiului, dar nu cu mult. Dacă o treci în modul sport, se întărește și suspensia, se întărește și direcția. Nu e recomandabil în oraș, dar bine, direcția nu se întărește foarte mult. Însă, dacă vrei să pleci de pe loc cu ea, țineți minte că aveți 204 cai putere și 310 Nm la dispoziție. În momentul în care vrei să pleci cu ea de pe loc, mașina îți va da o marjă până la 30 de km la oră, unde nu accelerează
foarte, foarte tare, tocmai ca să nu te ia prin surprindere. O mașină de familie până la urmă nu este una care să te bruscheze și eu acum sunt pe modul sport. Însă, la cât de mare este mașina, pentru o utilizare normală este mai mult decât suficient de rapidă și de manevrabilă. Iar diametrul acesta de bracaj de 9,3 metri, credeți-mă, face minuni în oraș. Nu trebuie să virezi sau să ții mâna de pe volan atunci când vrei să faci un viraj la dreapta de 90 de grade sau chiar mai mult de 90 de grade. Iar asta se traduce și printr-un comportament dinamic, printr-o manevrabilitate mai mult decât suficientă în oraș. Ceea ce privește consumul, ei bine, trebuie să ai mare, mare grijă de mașină din acest punct de vedere. Pentru că dacă intrăm la widget-uri, la home și facem așa, partea mișto este că eu pot să manevrez acest ecran, fiind mare, să-l văd cu coada ochiului și nu trebuie să-mi iau privirea de la volan, de la drum, ca să-l, mai ales dacă învăț scurtăturile. Adică din Apple CarPlay te duci în home și după aia te duci aici la widget-uri și faci așa. Nu trebuie să-ți iei privirea de la volan. Consumul pe care eu l-am scos astăzi în oraș, cu filmare, cu stat mașina, cu motorul pornit, cu climatizarea pornită, este de 25 de kWh la 100 de km. Dacă eu aș merge pe Eco și aș face un test de consum, probabil m-aș apropia de cei 17 kWh necesari ca să scoți un consum de 500 de km. Acum depinde de stilul de mers al fiecăruia. Și dacă vrei totuși să mergi corect cu o mașină electrică, trebuie să înveți uneltele pe care mașina ți le oferă ca să maximizezi consumul. Îmi place că îți arată și consumul instant. Și aici trebuie să te uiți, sau în acele două bare de putere și de regenerare din computerul de bord, dacă vrei totuși să maximizezi și să încarci cât mai mult sau să faci cât mai mult coasting ca să ai grijă de mașină. Consumul pe termen lung al mașinii e de 20,5. Un consum realizat pe ultimii 2500 de km în 52 de ore de mers este un consum cât se poate de realist, pentru că cine a condus mașina asta înaintea mea nu a avut nicio intenție de a merge economic. Skoda Enyaq a primit 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP, cu rezultate foarte bune. La testul Elanului s-a descurcat destul de ok, cu o viteză de 67 de km pe oră, nu foarte mare, dar asta pentru că mașina este grea și trebuie să ținem cont de acest lucru. Însă, cu anvelopele acestea Bridgestone Turanza Eco, dar chiar și frații săi Volkswagen sau Audi, indiferent de ce anvelope au avut, au avut același comportament supravirator. Este un comportament supravirator pe care ESP-ul ți-l controlează destul de târziu. Așa că țineți minte că aveți o mașină cu tracțiune spate care are un comportament supravirator. Și garanția. Skoda oferă 2 ani fără limită de kilometri, garanție pentru Skoda Enyaq, dar aceasta poate fi extinsă pentru câteva sute de euro, 400 de euro, la 4 ani sau 120.000 de kilometri. Pentru motor și baterie, atunci ai, pentru acestea două, ai 8 ani garanție. Și cam acesta a fost episodul nostru cu Skoda Enyaq. Primul SUV electric de la Skoda și al doilea model electric după Citigo iV. Vreau să aud părerea voastră în comentarii, să-mi spuneți ce părere aveți despre mașina aceasta și despre concurenții săi. Apropo, știați că a fost aleasă mașina electrică a anului 2021 în România? Spuneți dacă sunteți de acord cu acest lucru. Și mai e un lucru de menționat. Dacă vrei pompă de căldură, aceasta costă 900 și ceva de euro și ajută foarte mult la autonomie. Ne ajută foarte mult un like, un share, un subscribe. A venit căldura, pot să-mi dau căciula jos. Nu uitați că vă puteți achiziționa o mașină nouă prin intermediul AutoVantage. Eu am fost Luci, Dan la cameră, Nicolas la butoane, Skoda Enyaq iV 80.